Prețul energiei electrice din România a fost duminică cel mai mare din regiune, iar importurile se ridicau în timpul dimineții la peste 1000 de megawați. Prețul energiei cu livrare duminică pe piața spot din România a fost cel mai mare dintre țările cu care țara noastră este cuplată. Duminică dimineața, importurile depășeau 1000 de megawați în jurul orei 10. Consumul României de energie electrică era de aproximativ 5700 de megawați, iar producția de 4700 de megawați. Prețul energiei cu livrare pe piața spot din România a fost duminică de 32,25 euro pe megawatt. A fost cel mai mare dintre țările cu care țara noastră este cuplată. În Ungaria, un megawatt costă 27,90 de euro, iar în Cehia și Slovacia 26,96 euro. În urmă cu 3 luni, guvernul a anunțat că intenționează să liberalizeze în avans piața de energie electrică. Secretarul de stat în Ministerul Economiei a declarat că executivul studiază posibilitatea introducerii acesteia mai devreme de 1 ianuarie 2021, când era programată. Conform calendarului de liberalizare, începând cu 1 iulie până la finalul anului, furnizorii vor primi o cantitate mai mică la prețul reglementat, urmând să completeze necesarul din achizițiile făcute pe piața liberă. Începând cu 1 ianuarie 2021, toată energia destinată consumului cetățenilor va fi achiziționată doar de pe piața liberă.